Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Ne v-am găsit, fraților, la un nou episod de seama de GTA 5 online. Astăzi am zis să mă așcăm de live și să revenim și noi pe GTA 5 online. Să vedem ce s-a mai adăugat. Mi-era dor, uitați poliziștii, deci de ei mi-era foarte dor. Măi băieți, ce mai faceți voi? Ce? Mă caută pe mine. Deja îl caută pe electoratul să-l îmbrățișeze. Nu uitați să apăsați și vă butonul de like și uitați că au adăugat la Lamborghini Urus. Bine, asta este una dintre cele 6 mașini care le-au adăugat pe la Legendary și încă vreo 2-3 pe la celălalt. Ce vrei mă, față palidă. Și o să luăm astăzi Urusul și o să-l tunăm. Nu uitați să apăsați și vă butonul de like dacă doriți să vedeți în continuare episoade din GTA 5 online. Salut băieții. Ia uitați și pe lecturicul. Băi, lecturicule. Bă, să-ți spre mine. Ia! Bă! Eu n-am făcut nimic. Gasul-i claxonat și începe să tragă mine. Băi, sfidaș. Bă, ce ne simțiți, băi, claxonai, mă, de când? Da, bă, uite-te și tu, grasule, ce ne simțiți. Este mai ciudat așa cu mărcile astea care noi nu le știm, gen care sunt fictive, dar e mișto oricum, că de aici am plecat toți. Ia, hai, grasule, să mergem să le tunăm. Eu încerc dacă nu mai. Îmi place că pe serverul ăsta, pe serverul ăsta, doamne, pe GTA Online, poți să le dai și body kit-uri și ăștia, știi? Adică poți să le tunezi ca lumea, ca la carte. Stai, mă, nu mă mai grăbi așa. Pe mine mă urmărește miliciu, grasule. Miliciu. Hai să intrăm și să vedem. Pe Gasitoros, SUV. Ia să vedem. În primul rând o reparăm. Hai să vedem pe armură. Frâne. Pe motor îi dăm și ăstuia. Exhaust, ia să vedem. Da, frate, poți să-i modific și eu ceva. Bă, ești nebun, ce evacuări ciudate. Cred că îmi plac mai mult astea patru așa. Dar le fac albe sau așa? Cred că așa, a? Așa e mai mișto. Le fac de aluminiu. Nu, așa îi le las. Ok, front bumpers, ia să vedem. Așa, da, frate, uite. Ia uite grasul, ești tu că poți să o tunezi. Mamă, cum arată botul așa, sunteți nebun. Grilă, ia să vedem. Așa nu-mi place, nu știu de ce. Ha? Ia să vedem. E drăguț, oricum. Așa. Hai să-l băgăm pe asta ultimul. Capotă. Carbon direct, sunteți nebun. Mamă, cât de mișto e asta ultima, îi se vede și motorul, ești nebun. Grasul e mișto de tot. Lights, vă dați seama că îi punem cu senoane. Livery, bă, are și livery, bă! Da, da, surte. Ba, jocuri. Nu mi-aș pune ceva pe mașină. Ete, asta e drăguț. Cu dungile l-am pus. Are și de la dinamol, nu-i pune. Nu, n-aș pune așa ceva pe mașină. Ce număr să-i pun eu pe asta, cred că e mai ok. Respray, ia să vedem. Metallic. Bă, aș face o gri, că n-am făcut nicio mașină gri, să-mi bat piciorul. Silver. Cred că silver îi fac, da. Trim color. Bă, ești nebun, grasule, îi face cu cusăturile. Torino red, sunteți nebun, cu cusături roșii. O să-i pui aleron. Roof. Ia uite așa. Dar fără antena aia. Cred că... Care-i diferența? Așa. Arată bine așa cu dungile alea. Ia să vedem pragurile, ia să vedem ce praguri avem. Autele, ia, negre așa, spoiler, ia. Mamă, că să coborâm, mâncați așa. Ce spoiler avem? Bă, ăștia sunt cele mai drăguțe pe lumea, așa. Nu știu dacă să schimbăm roțile. Mamă, cât de bine arată, frate. Bă, eu nu le-aș schimba, eu le-aș lăsa la fel. Bă, și eu. Chiar că se coborâ pe burtă, bă, cât de mică și butăcănoasă pare. Turbo. Wheels, nu? La wheels, color, ia să vedem. Bă, cam gata, eu cam terminai. Nu merge. La ce nu merge la tine? Limo. Gata, grasule. Hai, hai, ieși afară cu ea. Eu? Bă, dar e 4x4 asta, nu? Deci uitați-vă și voi cum arată, frate. Stai așa. Hai cum că ieși. Vehicle. O să ia. Remote function. Ia uite o grasule. Mamă, și nu se aude. Ia auzi, ia. Se aude bestia. Uitați-vă și voi cum arată de mișto. O să ia așa un Urus.
Și alu glasul e mare parte la fel ca al meu, doar că meu este făcut mai cu gust, al lui este mai țărănise. Dar n-are nimica. Îți place grasule? Frumos grasule, da. N-am mai văzut urus așa frumos. E, nu e urus, e Pegasi Torno. Da, aici mă negură că e urus. Dar interior, deci tu știi că mă uit interior a ce-mi dă? A. Așa în bord, matiz. Stai un pic că nu văd bordul. Da, aia fiind aici, ce numere de matriculare nu am. Nu mă spune că pot să-și armă LGT. Păi de ce? Să mă vezi. Ce să te văd? Din spate. Bă, m-aș plimba așa puțin cu ea. Iată la ea. Bă, da, e nasol că mașinile astea sunt foarte limitate. Bă, n-am văzut, frate! Te oprește ăsta aici! Bă, dar ăsta e chiar mereu, bă! Toamcă, bă, șcioaca voastră. Ia hai, mă, cu ea pe ciliad, că asta e făcută să mănce ciliadul. Asta, ciliadul? Da. E nasol grasule că pe real life toate mașinile sunt făcute să scoate, să-ți scoată limitatorul la de viteză. Tu pe online n-ai un limitator. Zici? Da, fiecare mașină e limitată. Ăla nu se distruge deloc, mâncați-și mașina asta. A, și vreau să vă zic că din păcate nu avem cum ar veni ăsta, cum îi zice. Ia uite și cum să din față. Salut. Modul ăla de grafică pentru că pe online nu este. Cred că putem să-l băgăm și aici, dacă ne chinuim un pic. Da. Da, ne chinuim. Las, că nu merge și așa. Grasul îți place? Da, e frumos. E mai frumos decât ăla de pe D-Live. Da. Și fuge mai mult. Ia uite. Bă, da, îmi place, frate, că este mult mai, cum se zice, și e culcat, frate. Adică uite și tu că de jos e. Culcat rău, mâncate așa. Dar ce SUV mai ăsta, că e... Că uite și tu că de jos e. Da, am văzut un Q7 cu perne de rupte, așa. Nu știu cât top speed are. Bord cât? Da, nu-mi dau seama. Ce? În bord cât are? Bă, ia. Bă, avem vreo 200 și acum, cum ar veni, că e în mile. Da, bă. Da. Avem vreo 300 până acum. 160 de mile la oră ea. Oho, vreo 300 aproape. Ba nu, se duce în 170 de mile. Da, așa am și eu. Oho, chiar... Cam așa, da. 170, bă, se duce un pic. 170 de mile sunt vreo... Cred că ajunge la 300 de km la oră. Aia zic și eu. Pentru GTA, nu e rău. Bine că nu prea fuge nici pentru GTA Online. Zici? Dar măcar se controlează în pana mea. Bă, da, tu unde ești? Că eu mă și lovi și nu te văd. Unde? Te văd eu acum, te văd. Bă, mă și lovi și mă și opri și tot sunt înaintea ta. Mă chinuia așa să mă uit pe aici. Mamă. Ce mai de o treapă de viteză, că nu-mi dau seama. Bă, dar și de bun că la 180 de mile. Aha. Și eu la fel. Luasem 180 de mile. Până mă dorui din interior. Dar asta obișnuia, ce viteză este ăștia, că eu pe real life mergeam cu 400 și 500. Da, dar și când dădeai undeva, acolo aveam mai mașină. Bă, aia e șmecher aici, că aici nu se mai distruge. Ia uite. Ce-am făcut și rasă, te urcași pe muncă. Rupse-i ușa. Dacă să vedem și interior. Pardon, I beg your pardon. Salut. Dădeau aici e că nu ne mai aduce nimeni întreagă. Da, e că nu mai repară nimeni. Nimenea. Hai pe aici. În dreapta, bă. Bă, dacă muream, parcă apăream în același loc. Da. Eu, stai, bă! Păi să-i în dreapta aici. Știu, dar cine te auzi ca lumea. Ești gata? Hai. Nu mai reuși grasul meu. Lasă, frere, că e aer condiționat. Salut, băieții, ce faceți voi? Aici, bă. Păi știam, dar văd că tu nu știu. Urcă ușor asta. 4-4, ce? Ia fiți aici. M-am doburât pietrele, ia. Au, olu, dă pietrele. Asta zici că eu aveam V5 activat pe Minecraft. Da? Da, și mi știu cum mi se mișca. Oleu, hai pe aici. Unde ești? Acum vin. Ia, hei.
Ce? Ce mersi pe două roți. Da, da, uite, vezi a diferența între online și real life. Uite, știu cum se mișcă ăsta, impecabil. Fără buguri, fără... Ce mișto e podul ăsta pe aici. E mișto, știu. Nu mă mai cert... Bă, ce faci? Căzui pe lângă pod. Căzui că greșit eu drumul. Ne mai ceartă unii copii că una, două luăm mașini pe Ciliad, una, două. Păi, cum să-i facem testul suprem de off-road? Asta e. Le mai supunem noi pe la teste, că ne mai vin nouă. Bă, da, seara că am răstoarnă asta, nu știu de ce. Dă un pic așa, într-adevăr. Noi vrem să vă arătăm partea frumoasă a mașinii, să o punem la grele încercări, nu să mergem cu ea pe stradă, că pe stradă merge oricine. Mișto. Și îmi place, bă, că aici nu mă mai sună toți. Dar pe unde luăm acum? În jos, cred. Nu, era mergea și drept, dar nu, pentru că era... Am mergea și pe acolo. Tot în același loc ajungeam. Bă, uite, ajuns să rămâneți. Ia uite, nebunul, bă. Ia uite, bă, un alpinist. Dă peste el. Ce faci de asta? Era să o... Ciordales. Dacă nici asta nu urcă cum vrea. Ce ăla e grasă, bra, frumoasă. E, dar așa culcată și cu body kit-ul ăsta și cu tot ce are. Umflată, joasă. Wow. Mersi. Grasule? Mm. Ce vă văd? Mă, că am blocasem. Că nu știu tu să urci. Păi și reușit să te scapi. Da. Așa se întâmplă când de la jos pe altul, de-aia un șut în cur și restul nu pasă înapoi. Aha. Ia uite toate roțile, bă! Îmi derapă rău și toate roțile se... Hop. Este o șmechire și cu mașinile astea. E frumos, rău, bă, cu este, ele, este. Mi-e place de mult. Sau mă urcă pe cineva. Nu știu, parcă mă cam săturăsem așa, știi, de real life, adică prea multe chestii, știi, care fac să meargă greu, buguri. Ce? O să ne mai jucăm oricum și da, vă dați seama că ne mai jucăm și real life, dar da, o să mai băgăm așa, știi, cât un episod de GTA 5. Haide, bă, finiști. Tule, mama lor. Vezi că unul o lua înapoi spre tine. Dă-i tu pe ăla, că pe ăla altul la eu. Praful făcu, ești nebun. Îl aruncai și în prăpastie. Eu al nu știu ce se întâmplă cu el. Gata. Am ajuns. Acum ajuns și am puțin sânge pe far, dar nu e. Eu nu am. Uite, bă, câți oameni aici sus. Păi turiști, bă, tu ce credeai? Ia hai să sărim pe aici așa. Acolo, pe porțiunea aia? Pe pod. Or. Și ia uite, bă, ce-mi place în asta. Hai! Da, așa, grasă, nu am. Nu mă supăra. Stai așa, să-mi iau și o avânt. Hai să ne luăm avânt, știi, ca să sărim bine. Până așa grasă la avânt, ia-te ia. Stai, bă, că e mai greu decât pare. Fugi de aici. Ești gata? Hai. Da. Aia da. Aha, am pom direct, ești nebun? Te văd. Și-o sări tot de față. Praf. Hai. M-am făcut praf. Da. Sunt bine, grasule. Ești bine? Da, merge? Da, da. Deja nu se strică, bă. E de la Lamborghini, ține bine. Țin. Deci ăștia chiar țin bine. Au. Salut. Fix peste tine să-i stai.
Stai, că e tramvai. Aha. Grasule. Ai o problemă, prietene? Bă. Se cam prea poate. Nu știu cum să fac să ajung lângă tine. Cred că știu ce este de făcut în cazul ăsta. Slash de. Stai că te ajută, fii atent, prietenul meu contează. Mamă, dar nu mai am de ăștia, mă, de bubuit, nimica. Tu ai? Am, dar de ce? Păi bubuiu. Păi de ce? M-aș căzui căcat de bitocul. Păi să o iau de aici, să nu rămân aici. Da, așa că te iau un... Trage-ne. Mi-au distrus mașina. Fraiere, plătiți banii. Bă! Hai sus că pică roțile înaintea noastră. Nu te ia. Lasă ușa acolo. Asta e mașina lui Ghost Rider. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade din seria asta de GTA 5, nu online de fapt. Oh, dacă mai doriți să mai facem episoade, să vă arătăm ce este nou și challenge-uri, că aici ne pot ieși mai bine. Challenge-uri și nebunii. Noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!